S-ar putea ca această serie să fie o greșeală totală și să fie un mare eșec. Dar am zis că până la urmă YOLO, n-am de unde să știu dacă vă va plăcea asta sau nu. Salutare și bine v-am găsit la o nouă serie pe canal, bine v-am găsit la o serie cu Staxel. Acum știu că jocul este genul acela de joc care merită să-l joci, e bun să-l joci, dar nu este bun să-l filmezi. Cu toate acestea, îmi place foarte mult joculețul și chiar vreau să-l filmez. Hai să ne facem și noi caracterul. Nu știu, deci avem aici mai multe clase. Avem Keith. What? Avem Human. Asta nu prea înțeleg ce este, dar hai ca omulețul nostru să fie unul normal, ce ziceți? Animații? What? Asta ce face? Ok, așa. Îl facem un pic mai închis la culoare. Și hai să-i schimbăm părul, să arate și el ca un băiat, nu? Ceva de genul ăsta. Da. Arată bine, cred. Nu? Acum arată bine. Bun. Și putem să-i schimbăm și ochii. Hai să-i schimbăm și ochii. Ce o să-i facem noi la asta? Hai să-i facem o față fericită. Ha? Tic. Sau ochii ăștia sunt mai buni? No, fața fericită e cea mai drăguță. Așa, și să-i punem un tricoaș cu... Habar nu am, ăsta e mult prea copilăresc, ăsta e mult prea ciudat. Îl facem albastru. Și nu pot să-i schimb pantalonii. Vreau să-i schimb pantalonii, dar nu mă lasă, apare în jocul. Probabil astea sunt niște cosmetice pe care le iei ulterior. Ok, movement, place and rotate, astea știm și noi, putem să apăsăm pe toată tastatura și să observăm. Yay! Am intrat în Staxel. Nu pot să cred așa ceva. Farm fan, tu ești nou tip aici în oraș, nu prea găsim noi tip noi pe aici cu un oraș. Asta pentru că nimeni nu mai joacă jocul ăsta. Toată lumea s-a reprofilat de pe jocul ăsta. Eu sunt aici un cio, da. Lumea lui aici un cio. Mai nou. Bun venit în Staxel. Eu sunt farm fan, fanul fermelor, care știe să dea numai cu sapa ca o țărancă în pământ și să crească diverse plante. Am fost trimisă ca să îți stric tot videoclipul. Tu ești tipul cu noua fermă, nu? Da, evident că sunt. Exact, cum ai crezut și tu. Dacă sunt gata să învăț despre fermă, bineînțeles, știu chestia asta de Minecraft, dar nu contează. Sună perfect! Hai să-i dăm drumul! Yeah! Așa, trebuie să urmăm pe tantia asta. Lumea Staxel! Exact ca Minecraft. Exact ca în fucking Minecraft. Doar că cu mai puține frame-uri. Oh, shit! Ce se întâmplă aici? Hello? OBS-ul în ultima perioadă are problemă cu capturarea jocurilor în full screen. What the fuck, ce e chestia aia care se mișcă? Cu capturarea jocurilor în full screen. Și motiv pentru care eu trebuie să le pun în window full screen ca să funcționeze perfect. Deci acum o să fie, hai să zicem, un episod în care se mișcă în shooturi. Episodul următor o să fie un episod în care se mișcă mai bine. Bun. Asta e taverna. Aici vii și te îmbeți și bei ca spartul. Așa. După o zi lungă de muncă. Da. Rowan este deținătorul și are un pachetel pentru mine. Stai. Nu sunt gata. Stai o secundă. Rowan. Salut. Bineînțeles că mai văzut. Sunt nou în oraș. Dăm ceva de băut. Regulă. Dacă îmi place vreun animal în particular. Hai să ne luăm o pisică. Ce norocos. A venit un tip și mi-a lăsat aici o pisică random. A zis, bă, nu știu, îți las pisica asta random. Ia și fă ce vrei cu ea. Ok. Gata, suntem gata. Hai să plecăm de aici. Să ne ducem către supermarket. Ok. Dar jocul ăsta n-are și el o muzică, o ceva?
Ba da. Bine. Dar de ce nu îmi baga și mie o muzică așa? Mamă, ce nitro bag asta. Fă, stai așa că nu pot să te ajung. A, gata. Asta este, bineînțeles, supermarketul de unde cumpărăm chestii și vindem chestii, cum ar fi mâncare pentru animale, bla 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 bla. Orice am nevoie, pur și simplu mă duc și dau click. Cred că nu există o persoană care să nu știe să joace Staxel. Adică jocul este atât de simplu încât efectiv nu ai cum să eșuezi în chestia asta. Îți aici itemele pur și simplu și îți scrie acolo în dreapta jos, click dreapta ca să dai buy. Iar aici sunt tot felul de recipe-uri. Wow, 4200, what the fuck, dar aia ce e, fratele meu? Mamă, plăcinta de mere e cea mai scumpă chestie din lumea asta. Numele meu este Leaf. Ok, mai treci pe aici. Bă, da, tu nu-mi dai nimic? Trebuia să cumpăr ceva? Nu cred. Fă, stai așa. Alo? Ok. Am văzut supermarketul, am văzut ce știe, am văzut ce poate. Hai să mergem mai departe. Am făcut și o rimă. Asta va fi noua mea casă? Sau ce e asta? Nu, e ca un fel de marketplace. Nefinalizat. Asta cred că e casa mea. Hey! Arată nașpa, dar lasă că o tunăm noi, o facem noi să arate mai bine. You're a little ways outside the village compared. Da, bineînțeles, sunt foarte departe, sunt mai separat de voi, ciudaților. Bineînțeles, animalul meu de companie îmi va ține foarte multă căldură. Așa. Bun, să mergem în câmp unde te interesează pe tine, la ștuleți pe acolo. Hai că n-am mers mult. Așa. Deci pot să fac, stai. Lasă-mă un pic. Așa. Deci, ca să facem aici mare fermă, facem aici. Pop. Pop. Așa, gata, asta e super ferma noastră. Și hai să punem semințele astea de ridiche. Par a fi semințe de ridichi. Bun. Normal că ești de acord, bravo. Nu sunt atât de retardat. Perfect. Ca să celebrăm succesul. Asta e un item pe care trebuia să mi-l dai oricum. Trebuie să ud plantele. Normal. Normal că nu cresc plantele ofilite. Dar câtă apă trebuie să-i pun? Gata, suntem ok. Așa. Perfect. Uite, alt reward. Bravo, nu ești chiar atât de retardat, știi să uși și plantele. Oh, nu. Normal că va dura ceva până îți este sete. Ok. Deci să mergem la Rowan să-i cerem o băutură pentru asta. Dar cred că nu o să-i dea nimic, nu știu de ce, am așa o vagă impresie. Asta ce e, un fluture? Pot să-i dau cu sapă în cap? Uleu, ce urât e, zici că e pisică de mare. Și asta ce e? Magazin de chestii, de uși, de... Oh, da, și de aici pot să iau roof tiles-uri de alea ca să-mi repar acoperișul stricat. Perfect, ok, hai să-i ducem asta lui Rovan să vedem dacă ne dă ceva de băut sau nu. Șefu, dăm ceva de băut. Salut, ne-am văzut mai devreme, acum 2 minute, poți să nu mai îmi zici bună ziua. Bea prea mult, serios? Deci e o bețivancă împuțită. Așa. Ok.
Comanda lui Rowan. Aha, deci el are o comandă aici la magazin care nu-i mai vine și da, trebuie să fac ceva. Cam așa funcționează sistemul ăsta de questing în jocurile de genul ăsta. Respectiva persoană te trimite să-i faci rost de ceva simplu. Apoi când ajungi la locul faptei, observi că nu poți să, persoana respectivă nu poate să-ți dea acea chestie simplă și că trebuie să faci un quest pentru acea persoană. Acea persoană te trimite la altă persoană, care persoana aia te trimite la altă persoană și uite așa, cam așa funcționează. Da, bineînțeles, dar știi că putea să vină și el să-și ia pachetul la 12 noaptea sau nu știu. Putea să închidă 2 minute, că nu pierdea 20.000 de clienți. Am primit și niște iteme. Eu sar peste ce vorbesc ăștia pentru că e plictisitor. Deci am primit football și pet food pentru nou meu animăluț. Da. Dar animăluțul propriu zis nu știu unde e. Aia e o băutură de asta pe care mi-a dat-o Rowan ăsta, dar nu știu. Rowan, ia-ți cutia. Da, 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 ești super fericit, ești super așa. Ce este în pachet? Pește fermentat. Iac. Sunt câteva insule care produc chestia asta, deci e destul de greu să obții așa ceva. De ce ar fi greu să obții un pește fermentat? Dude, e scârbos. Da, ai rezolvat tu cu băutura, nu-i dai nicio băutură. 100% ăsta nu o să-i dea nicio băutură lui farm fanul ăsta. Lui țărâncuța asta, că bea ca o spartă. Hai să-i ducem totuși chestia înapoi. Scrisoarea asta înapoi. Și zicem, bă, ăla e o scârbă, nu vrea să-ți mai dea că tu ești o bețivancă notorie. Recunoaște și tu că ești o bețivancă și nu mai bea atât de mult. Salut! Așa! Da, normal că asta e scrisoare pentru tine. Așa. Și citește. S-a supărat, plânge. Oh. Am primit chestii. Am primit chestii. Ia fai. Give. Da, bineînțeles. Ca să nu mai plângi. Bun. Ți-am dat o băutură. Fii fericită. Așa. Deci acum am primit căsuța pentru pisicuță, pe care o să o punem, nu știu unde să o punem. Să o punem undeva aproape de casă, că nu vreau să mă duc până în Palestina după pisicuța mea. Trebuie să curățăm un pic. Trebuie să curățăm un pic șandramaua. Așa. A, am nevoie de un sickle ca să tai chestia asta, dar pot să o rup și cu mâna, nu? Exact, ăsta e spiritul, tati. Cine are nevoie de un sickle? N-am nevoie de niciun sickle. Așa, și punem căsuța pisicuței... hai mă! Așa. Bun. Uite aici. Yeah! Uite ce drăguță e! Uite, să-i punem și bolul de mâncare. Unde să-i punem? Tai PC. Uite, aici spun bolul de mâncare. Și spune și mâncărică. Și ce pot să fac cu actul ăsta? Pot să-ți dau un nume? Ah! Cum să o numesc? O să o numesc Putiuț. Pisica Putiuț. Hey! Gata. Perfect. Pot să folosesc... Aha, deci pot să folosesc ciocanul ca să schimb poziția la chestie. Așa. Aha. Bun.
Bă, supermarketul o vinde chestii, dar trebuie să am și eu chestii pe care să le vând. Și asta e o problemă în momentul de față. Deci avem câțiva bănuți, avem aici o casă care este distrusă și va trebui să ne cam ocupăm noi de această casă mirobolantă în episoadele următoare. Totuși, sunt tare curios, ce părere aveți? Se merită să facem serie cu acest joc? Nu se merită să facem serie cu acest joc? Vreau să aud părerile voastre în secțiunea de comentarii. Oameni buni, aici se încheie primul episod. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Chestiile astea, pot să le repar? Stai un pic. Că mai mi-a arătat ceva opțiune acolo. A, nu, numai break. Oameni buni, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată până în momentul de față. Sper să strângem măcar câteva aprecieri acolo pentru o serie. Eu am fost ca de obicei, gazda voastră Aiciuncio și lumea lui Aiciuncio vă spune să aveți o zi faină. Bye!